Informațiile prânzului, doamnelor, domnilor, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am regăsit. Sunt din nou probleme la primăria sectorului 5. Procurorii de la Criminalitatea Economică au descins la sediul unui ONG care ar fi primit ilegal 30 de milioane de lei de la primărie. De altfel, percheziții au fost și la sediul primăriei sectorului 5, de unde polițiștii au ridicat mai multe documente. Colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV, ne aduce mai multe detalii despre acest subiect. Lili, bine te-am găsit. Ce informații ai? Bun găsit. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, de lapidare, dar și evaziune fiscală. Conform procurorilor, ONG-ul înființat în anul 2020, Asociația Împreună Salvăm Sectorul 5, înființat la vremea respectivă de fostul primar Daniel Florea, ar fi primit chiar în acel an, în 2020, fonduri publice locale în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, așadar peste 6 milioane de euro, pe care le-ar fi cheltuit ulterior pentru a achiziționa în mod direct la prețuri mult supraevaluate mai multe bunuri și servicii, ca urmare a deschiderea acestui dosar deocamdată în REM, fiind descoperite doar faptele. Anchetatorii au descins la primăria sectorului 5, dar și în alte două locații din Ilfov și Ialomița. Iar în cursul zilei de astăzi, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice urmează să audieze mai multe persoane pentru a vedea cum au fost cheltuiți cei 30 de milioane de lei. În acest dosar ar putea fi audiat și fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea, care, așa cum spuneam, a înființat această asociație, iar ulterior anchetatorii vor stabili și persoanele împotriva cărora se va începe urmărirea penală. Liliana Năstase, mulțumim mult pentru aceste informații. Mergem mai departe. Guvernul amână ratele la bănci și crește salariile bugetarilor, dar oferă și bani pentru pensionarii cu venituri mici. Sunt doar câteva dintre măsurile pe care premierul Nicolae Ciucă le-a anunțat ieri seară după ședința coaliției. Ce alte decizii s-au luat, ne spune chiar acum în direct colega mea Gabriela Mihai. Gabi, te ascultăm. Am găsit, vorbim despre măsuri luate în pachetul Sprijin pentru România după o ședință a liderilor coaliției de guvernare care a durat aproximativ 4 ore. Au fost aceste măsuri anunțate în paralel atât de premierul Nicolae Ciucă cât și de președintele Partidului Social-Democrat Marcel Ciolacu. Vorbim despre un pachet de măsuri cu un impact bugetar de 1,1 miliarde de euro, iar măsurile vor fi aplicate începând cu data de 1 iulie. Așadar, printre măsuri vedem posibilitatea amânării ratelor la bănci de către persoanele care nu își permit să mai plătească aceste rate sau companiile care au probleme financiare. 9 luni ar putea fi amânate aceste rate. Însă ne reamintim că și în perioada pandemiei a fost luată o astfel de măsură și aproximativ 10% dintre cei care aveau rate au recurs la această amânare a plății ratelor. Pe de altă parte, acordarea unui sprijin de 700 de lei, un sprijin unic, adică o singură dată se poate acorda această sumă de 700 de lei pentru toți pensionarii care au venituri pensie mai mică de 2000 de lei. Se încadrează aproximativ 3,2 milioane de persoane în cadrul acestei măsuri și o altă măsură este cea referitoare la acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul public. Așadar, am putea vedea o majorare a salariilor în cazul unora dintre bugetari. Pe de altă parte, guvernul a anunțat inclusiv măsuri pentru consolidarea fiscală. Printre aceste măsuri vedem că sunt diminuate cheltuielile bugetarilor cu cel puțin 10%. Însă sunt și excepții aici, mai exact sunt excepții investițiile, salariile, pensiile și asistența socială. O altă măsură pe care vrea guvernul să o ia este aceea a colectării veniturilor la bugetul de stat cu 10 miliarde de lei până la finalul acestui an. Acest lucru presupune că am putea vedea o activitate mai intensă la ANAF, pentru că noul șef al ANAF a spus că are o țintă, astfel încât să aibă
colectări de aproximativ 2 miliarde de lei lunar, așadar s-ar încadra până la finalul anului să colecteze 10 miliarde de lei. Vom vedea dacă va fi atinsă această țintă. Și totodată o altă măsură anunțată este cea a accelerării absorpției de bani din fonduri europene și totodată și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Vom vedea până la urmă cum vor arăta toate aceste măsuri. Așa cum spuneam, ele vor fi aplicate începând cu data de 1 iulie. Da, și nu e vorba doar de persoane fizice, este vorba și de companii. Și este o măsură care este absolut firească în noul context în care se află România, când sunt suprapuse practic mai multe crize, în primul rând o criză de securitate severă în zona în care România se află, plus o criză destul de gravă cu care am început acest an din punct de vedere energetic. România încă are resurse și încă este în situația în care poate exploata contextul regional și niciun caz să fie pusă în genunchi din punctul acesta de vedere. Dar cu toate acestea există persoane care în România suferă din cauza diminuării veniturilor. Și în primul rând, aici mă refer la persoanele cu venituri, cu pensii de până în 2000 de lei. Aplicarea din 1 iulie a radarului mărfurilor. Radarul mărfurilor înseamnă că practic nu se vor mai putea plimba mărfuri prin România cu aviz, de multe ori cu același aviz, de 2-3 ori pe același drum, fără ca, din păcate, facturile respective să fie înregistrate, sau nu se vor mai intra în România mărfuri nefiscalizate. Gândiți-vă că în Ungaria, în momentul în care a fost aplicat radarul mărfurilor, la bugetul Ungarii, care este mai mic decât al României, a fost aduse 320 de milioane de euro într-o singură lună. Dacă vă uitați în măsurile luate de noi, este o creștere a veniturilor din colectarea mai bine a impozitor și taxelor cu 10 miliarde. Asta înseamnă 2 miliarde de euro și de asemenea măsuri pe care le-am convenit împreună în coaliție cu partenerii noștri, măsuri care vor fi luate pe absorpția fondurilor europene, pe angajamentele luate în PNRR și o supervizare practică a derulării PNRR-ului. Panică în această dimineață la metrou, totul a pornit de la o garnitură care a avut o defecțiune tehnică între Piața Romană și Universitate, iar tot subteranul s-a umplut de fum. Peste 170 de călători au rămas captivi, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 25 de persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Ușor, 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 cu grijă! Pe unde o luăm? Ușor. Hai, haideți mai repede că vine trenul. Dale, poate și pe acolo. Stați puțin. Ușor. Așa a arătat metroul bucureștean în această dimineață după ce un incendiu a izbucnit la o garnitură aflată în mers. La ora 8:43 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o garnitură de metrou pe tunelul dintre Piața Romană și Universitate. Am activat imediat planul roșu de intervenție și am trimis spre locul evenimentului suplimentar încă 20 de autospeciale de pompieri care au fost amplasate la cele trei stații de metrou, Piața Romană, Universitate și Piața Victoriei. Zeci de pompieri au împânzit Bulevardul Magheru și au oprit circulația pentru a evacua persoanele blocate în subteran. Este vorba despre 170 de oameni care călătoreau pe magistrala 2 din Berceni spre Pipera. Toate persoanele sunt evacuate, din fericire victime nu sunt. Au fost persoane care au fost asistate de echipajele SMURD jos, înainte să iasă. Deci persoane care au fost expuse la fum, au fost persoane cu atac de panică și au fost echipe jos în metro care le-au asistat inițial și le-au adus la punctul de triaj. Din primele date se pare că incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni tehnice. Se pare că a fost vorba de un conductor la o șină de transport. A fost flacără la o cutie cu conductor la nivelul șinei. Prefectul Capitalei, Tony Greblă, anunță că autoritățile au pornit o anchetă în urma incendiului și spune că este nevoie de noi garnituri în subteran. O comisie tehnică împreună cu organele inspectoratului municipiului București pentru situații de urgență
acționează pentru a determina exact cauza-efect incidentului. Trebuie văzută cauza pentru care acel scurt circuit s-a petrecut. Să vedem dacă este o eroare sau o defecțiune tehnică, o întreținere necorespunzătoare a echipamentelor și așa mai departe. În mod sigur și această garnitură a avut verificarea tehnică făcută, pentru că altfel nu intră în tunel, dar se mai întâmplă și astfel de incidente. Nu știm din ce cauză s-a produs acest incident. Însă, de aici trebuie să tragem încă o dată concluzia că trebuie să înnoim parcul de vagoane atât la de rame de tren, atât la metrou. Zi mare pentru liberali care s-au adunat la Ștefănești pentru a celebra 147 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Nelipsiți de la momentul special au fost șeful statului Klaus Iohannis, dar și președintele liberalilor Nicolae Ciucă. Cei doi au vorbit despre rolul pe care l-a avut partidul de-a lungul timpului și au adresat cuvinte de laudă. Prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm și să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populației. Partidul Național Liberal a fost întotdeauna un partid pentru oameni, un partid care să asigure o guvernare stabilă, cu un executiv racordat la provocările momentului. Așa cum îndelungata sa istorie a dovedit-o, Partidul Național Liberal este vectorul dezvoltării României și subliniez acest lucru. În încheiere, președintele României le-a urat liberalilor să aibă parte de cât mai multe realizări notabile. Astăzi, de ziua dumneavoastră, dragi liberali, vă doresc la mulți ani cu realizări notabile pentru patria noastră, pentru țara noastră, pentru români. Vă doresc să aveți parte de cea mai mare bucurie și de satisfacția cea mai de preț la care poate spera un om politic, aceea de a contribui la bunăstarea națiunii sale și de a vedea că proiectele pentru care a fost votat aduc rezultatele pozitive în viețile oamenilor. Prezent la manifestarea specială a fost și premierul Nicolae Ciucă. Acesta a vorbit despre rolul pe care l-a jucat PNL de-a lungul timpului. Aici s-au scris file importante din viața statului român. După o istorie tumultoasă, Casa Brătienilor este din nou readusă la viață și gata să spună povestea celor care îi trec pragul. Doamnelor și domnilor, Casa Brătienilor nu este doar un muzeu frumos. Este un simbol viu și actual al valorilor liberale care au reușit să reziste timpului. Nu putem să ne rezumăm doar la a-i evoca pe brătieni, pe liderii istorici ai PNL și, desigur, a evoca faptele lor. Trebuie să ne reamintim că au fost oameni politici, cu victorii și înfrângeri, lăudați, dar și criticați la vremea lor. Perseverența, rezistența și încăpățânarea de a reuși prin voința proprie sunt valorile care i-au definit și care trebuie să ne inspire și pe noi. Iar Lucian Bode este convins că liberalii vor avea guvernare și după 2024. Cât despre alegerile prezidențiale, ministrul internelor spune că PNL are capacitatea de a promova o persoană care să candideze și să și câștige. Partidul Național Liberal dă guvernări, nu participă la guvernări în calitate de partid balama. Sunt absolut convins că în 2024 PNL poate da guvernarea României. Depinde doar de noi. Depinde doar de noi. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi, să reușim
împreună cu partenerii de coaliție să trecem România prin această criză de securitate economică fără precedent de la cel de-al doilea război mondial încoace și să ne consolidăm ca partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta din România și îndrăznesc să spun să intrăm în alegerile din 2024 ca un partid care a unit dreapta în jurul său. Cât despre actuala coaliție de guvernare, ministrul afacerilor interne ar da nota 7. Toate sondajele indică un grad de acceptabilitate acestei coaliții de peste 60%. De aceea mi-am permis să dau nota 7, luând ca și reper ceea ce spun românii. Din perspectiva alegerilor prezidențiale, Lucian Bode este convins că PNL are cel puțin un om pe care îl poate promova și care poate câștiga. Avem structuri statutare ale partidului care trebuie să decidă acest lucru. Partidul Național Liberal are capacitatea de a promova o persoană care să candideze și să câștige alegerile prezidențiale din 2024. Hotelul Intercontinental din București a fost amendat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu 100.000 de lei după ce au fost găsite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, camere cu geamuri crăpate și cabluri neizolate. Mai mult, pentru că problemele au continuat la controle ulterioare, comisarii au propus închiderea unității de cazare. Cei de la ANPC au făcut mai multe controle la hotelul Intercontinental, însă administratorii nu au luat nicio măsură în urma neregulilor găsite inițial. Așa s-a ajuns în situația ca inspectorii de la Protecția Consumatorului să ceară închiderea hotelului. Vorbim de o abatere repetată și mai mult vorbim de nerespectarea măsurilor impuse de către autoritatea noastră. Dacă operatorul economic, administrator al hotelului de care vorbiți, ar fi înțeles că atunci când am suspendat prestarea de servicii a bucătăriei și am oprit temporar câteva camere de hotel să le remedieze pe acestea și nu să deschidă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, nu am fi ajuns la această decizie de a închide hotelul. Cei de la ANPC au precizat că în urma celui de-al treilea control realizat la hotelul Intercontinental, comisarii au găsit materii prime expirate în spațiul de depozitare al produselor alimentare, preparate finite neetichetate, materii prime congelate cu data limită de consum schimbată, preparate gata montate pe farfurii pentru a fi servite, deși bucătăria era oprită de la funcționare, două camere care fuseseră oprite de la funcționare ocupate. Noi am desfășurat acțiunea de control vineri, oprind temporar prestarea de servicii pentru blocul alimentar din cauza deficiențelor pe care le-ați văzut, plecând de la alimente, aparat termenul de durabilitate minimală, până la tavane căzute și fire neizolate. Am verificat ornicul dejun de a doua zi, a fost luat în calcul prin aducerea de alimente de la o altă structură hotelieră, lucru care nu a mai fost respectat în seara zilei de sâmbătă, în sensul că aceștia au considerat că probabil noi stăm acasă cu capul pe pernă și au hotărât ca blocul alimentar să fie redeschis pentru organizarea unui eveniment. Dacă noi am lăsat un astfel de precedent în piața pe care o controlăm, cu siguranță consumatorii sunt cei care ar deconta servind alimente și beneficiind de prestarea unor servicii total neconform. În total, hotelul a primit 100.000 de lei amendă și ar putea fi închis definitiv. Informație de ultimă oră, doamnelor, domnilor, este scandal în Parlament. Cei de la AUR au blocat ușa de la biroul lui Marcel Ciolacu și cer scoaterea UDMR de la guvernare. Iată imagine în direct, acolo se află o echipă B1 TV. Tot scandalul pe care se cațără acum oamenii lui George Simion a pornit de la vizita președintelui Ungariei în România. Gabriela Mihai ne dă mai multe detalii. Gabi, te ascultăm. Am găsit în aceste momente mai mulți parlamentari AUR au venit în fața ușii biroului președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și aceștia cer ca UDMR să fie scos de la guvernare, pentru că ne reamintim
Este vorba despre un scandal provocat de declarațiile președintei Ungariei, care a venit într-o vizită în România și în acea vizită din România ne reamintim că au fost făcute mai multe declarații controversate. Prin urmare, am văzut și o reacție din partea Ministerului Afacerilor Externe la declarațiile președintelui Ungariei, spunând că Ungaria a preluat modelul dublei cetățenii după legea dublei cetățenii românești. Avem peste 1 milion de români în Moldova sau în țările învecinate, 2 milioane de români în afara granițelor statului român, sprijină învățământul în limba română. Prin urmare, întrebat despre vizita președintei Ungariei în țara noastră, am văzut că au fost cei de la UDMR întrebați despre această vizită și au precizat că cei care astăzi în România încearcă să pună comunitatea maghiară în zona de adversar nu fac altceva decât să fie propagandiști ai Rusiei și că a crea un conflict român-maghiar nu este în interesul acestei țări. UDMR nu este de acord cu așa ceva și nu se susține un astfel de discurs. Pe de altă parte, președintele Ungariei, în momentul în care s-a aflat săptămâna trecută în vizita în România, a postat mai multe mesaje pe pagina de socializare în timpul vizitei la Cluj-Napoca și spunea că s-a întâlnit cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, care de altfel este și vicepremier al României. Ca președinte al Ungariei considera o prioritate să-i reprezinte pe toți maghiarii, întrucât nu contează dacă cineva trăiește în interiorul sau țării sau după graniță, maghiarii sunt maghiari. Acestea au fost declarațiile făcute la vremea Republicii de președintele Ungariei. Gabi, a reacționat în vreun fel Marcel Ciolacu sau socialdemocrații până la această oră? Până la această oră nu a venit Marcel Ciolacu la biroul său de aici, de la Camera Deputaților. Urmează să ajung aici și vom vedea până la urmă care va fi și reacția președintelui Camerei Deputaților. Da, mulțumim foarte frumos, Gabi, pentru aceste informații. Așadar, am urmărit imagini din Parlament. Iată acolo scandal AUR a blocat ușa președintelui PSD Marcel Ciolacu. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Mașinile electrice intră din ce în ce mai mult în grațiile românilor. Potrivit unui studiu, jumătate dintre români vor să-și cumpere astfel de mașini. Care sunt motivele? Vă spun după pauză. Revenim. Ne-am întors în direct. Fostul președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut de procurorii anticorupție. Dodon este pus sub acuzare într-un dosar de corupție care vizează posibile acțiuni comise în urmă cu câțiva ani. Procurorii au demarat o serie de percheziții în locuințele fostului președinte, precum și la sediul unei organizații conduse de acesta. Procurorii anticorupție din Republica Moldova au descins marți dimineață la mai multe locuințe ale fostului președinte moldovean Igor Dodon. Fostul lider de la Chișinău ar fi fost reținut pentru 72 de ore, sub suspiciunea că a primit bani de la oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc în așa numitul dosar Sacoșa. Percheziții au avut loc și la sediul unei organizații conduse de Igor Dodon și din care mai face parte și fiul fostului procuror general al Rusiei. Acțiunile procurorilor au loc la doar câteva zile după ce procurorul general interimar al Republicii Moldova a repornit ancheta în dosarul Sacoșa. În cadrul acestuia, Igor Dodon este acuzat că în anul 2019 s-a dus la sediul Partidului Democrat din Republica Moldova și a primit o pungă cu bani de la omul de afaceri Vlad Plahotniuc. Igor Dodon ar fi refuzat să ia personal Sacoșa și în schimb ar fi redirecționat-o către un colaborator de-ai săi. La rândul său, acesta i-ar fi transmis-o unui alt membru al Partidului Socialist din Republica Moldova cu scopul de a-i folosi
pentru salarizarea celor din partid. Problematica deschiderii unei anchete pe numele lui Igor Dodon fusese ridicată încă din 2020, însă procurorul general de la acea dată a refuzat să facă acest lucru pe motiv că imaginile ar putea să nu fie veridice. Fostul președinte Igor Dodon este cunoscut pentru relațiile strânse pe care le are cu Moscova. Pe parcursul mandatului său, a încercat să devieze parcursul euroatlantic al Republicii Moldova pentru a se apropia mai mult de Federația Rusă. Mașinile electrice intră din ce în ce mai mult în grațiile românilor. Potrivit unui studiu realizat în 25 de state, jumătate dintre români vor să-și cumpere o astfel de mașină. Principalele motive invocate de români sunt costul de alimentare, protecția mediului, sănătatea personală, dar și stimulentele de la stat. Studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study a scos la iveală faptul că jumătate dintre români vor să-și cumpere mașini electrice. Infrastructura de încărcare îi face însă să fie în continuare reticenți. Principalul motiv care îi determină pe români să facă o astfel de achiziție este legat de costurile de alimentare, care sunt mai scăzute față de alimentarea cu benzină sau motorină. De asemenea, 49% dintre români spun că ar putea cumpăra o mașină electrică pentru a proteja mediul, în timp ce 47% spun că se gândesc și la sănătatea personală. 40% sunt motivați de stimulentele acordate de stat. Este primul an când asigurăm bani mai mulți pentru electrice și hybrid plug-in decât pentru cele clasice. Vorbim de sprijin de 45.000 de lei pentru mașinile electrice plus bonusurile pentru mașinile casate. În felul acesta se poate ajunge la un sprijin de peste 50.000 de lei pentru mașinile electrice, la peste 25.000 de lei pentru mașinile hybrid plug-in și 7.500 pentru mașinile clasice. Preferința românilor pentru mașini electrice se remarcă și în vânzările din ultimii ani, care au crescut cu 45% în perioada analizată. Totuși, potrivit datelor din acest studiu, o proporție de 50% dintre români rămân fideli mașinilor pe motorină și benzină. Motorizarea clasică rămâne de asemenea preferată în Cehia, Austria sau Polonia. Studiul a fost realizat în 25 de țări, iar în 5 dintre acestea se remarcă faptul că numărul de consumatori care intenționează să-și cumpere o mașină pe combustie internă a scăzut sub 50%. 49% dintre respondenții din Germania nu și-ar cumpăra o mașină cu combustie internă. La polul opus se află Spania, unde doar 35% și-ar cumpăra o astfel de mașină, și Italia, acolo unde o astfel de achiziție ar fi făcută doar de 31% dintre respondenți. Ministrul Mediului Tanțoș Barna spune că momentan guvernul nu poate impune românilor să renunțe la mașinile diesel. Trebuie să fim conștienți de faptul că trecerea la o mobilitate verde trebuie să fie una graduală și suportabilă pentru cetățeni, așa cum Fit for 55, pachetul european de mobilitate verde, de încălzire verde. Toate aceste programe trebuie să fie suportabile. Rusia s-a arătat deranjată de reacția pe care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut-o de 9 mai. Ce mesaj i-a transmis rușii liderului de la Chișinău, vedem după pauză. Ne întoarcem. Rusia s-a arătat deranjată de reacția pe care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut-o față de o felicitare transmisă de Vladimir Putin cu ocazia zilei de 9 mai. Moscova acuză Chișinăul că deraiază de la relațiile bilaterale, precum și de la un așa numit parteneriat pragmatic. Federația Rusă s-a declarat deranjată de faptul că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins o felicitare transmisă de omologul său rus, Vladimir Putin, cu ocazia zilei de 9 mai. Atunci, Vladimir Putin i-a adresat personal o scrisoare Maiei Sandu, prin intermediul căreia o felicita atât pe ea cât și pe cetățenii acestei țări. Maia Sandu a transmis însă că Republica Moldova nu are nevoie de felicitări, ci de pace. Moscova a răspuns la această reacție pe care a caracterizat-o drept o deraiere. Am atras atenția asupra declarațiilor neprietenoase ale președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Este evident faptul că declarațiile sunt inadecvate și lipsite de tact. Poziția adoptată de către președintele Moldovei reprezintă un semnal foarte alarmant și reprezintă o deraiere continuă a conducerii moldovenești de la relațiile pozitive acumulate între Rusia și Moldova, a precizat
precizat Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus. Tot Moscova s-a mai plâns și de faptul că Republica Moldova pune la îndoială angajamentul real față de statutul de neutralitate, respectarea drepturilor și libertăților locuitorilor, precum și parteneriatul pragmatic și reciproc avantajos cu Rusia. Republica Moldova a fost unul dintre cele mai afectate state de războiul din Ucraina. Pe teritoriul ei a intrat un număr foarte mare de refugiați ucraineni, iar în Transnistria, Rusia a demarat mai multe acțiuni de destabilizare, pe care ulterior a încercat să le pună pe seama Chișinăului și a Ucrainei. La toate aceste evoluții, Republica Moldova a răspuns prin a-și întări parteneriatul cu NATO și Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se află în topul revistei Times a celor mai influenți 100 de oameni din lume în anul 2022. Anual, revista Time publică lista celor mai influenți 100 de oameni din lume. Numărul are 5 coperți la nivel mondial, fiecare având câte o persoană influentă. Anul acesta, cele 5 nume aflate pe copertă sunt actrița Zendaya, CEO-ul Apple Tim Cook, Mary J. Blige, prim-ministrul Mia Motley și actorul Simu Liu. Cele 100 de persoane influente din topul revistei Time, a celor mai influenți 100 de oameni din lume în 2022, au fost selectate pe mai multe categorii. Președintele Volodymyr Zelensky și comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Valeri Zaluzhny, se află în categoria lideri, în timp ce redactorul șef al site-ului independent de știri ucrainsca Pravda, Sevgil Musaeva, se numără printre inovatori. Luna trecută, președintele ucrainean a apărut pe coperta prestigioasei reviste americane Time, în care se regăsea un articol scris de jurnalistul Simon Schuster despre cum arată viața liderului de la Kiev. Final de jurnal, Irina Petraru vă așteaptă la fix la TOC V1. Eu sunt Ștefan Moșcuță, vă mulțumesc pentru atenție, o zi excelentă, toate cele bune!